o lovitură, bre. Da, gata, ai da, da, da. Ne umple de suflete, Da, îi dau. Ce dau? Ia sufletele. Am o rublă. Zero. Suflete meritate. Da, stai, am zis că nu mă mai complic. Asta e ciz în pula mea. Nu este ciz, este da, expediență. Nu e ciz. Stai acolo, zbați fiecare inamic. Să nu te blochezi în ușă. De parcă s-a întâmplat ce. Uite, vezi că nici măcar nu vine până aici. Am venit, da, să uită la scârcie, să fac de acita mormură, nu pot să le cobor, nu pot să le urc. Sunt exact ca o vacă, nu am da, articulațiile disfuncționale. No, bun. Cum pula mea poate o vacă să coboare, dar să nu se urce, că țin doi articulațiile la fel. De fapt, tehnic vorbind, e mai greu să cobor, că trebuie să țin clin. Cred că pot să... Ah, da, mă, era o gaură. Da, chiar o gaură aici, așa, no hole ahead, știi? Uite, n-am înțeles de ce așa revenim la vacă. Da, deci cu căcat poți să pui piciorul mai jos, care necesită să te miști în față, dacă pui piciorul mai sus, care necesită să-ți ridici piciorul, deci distanță mai mică. How you know? Nu știu, da, nu, vacile sunt numai bune de mulți și atât. Creaturi defecte. Da, exact, creaturi defecte. Eliminând rantul ăsta despre vaci, care nu m-au făcut nimic în viața lor. Ah, de aici rămâne. Asta mă căcat, m-a dat de gol. Vreau să-ți fac asta într-un boss fight, dar n-ajung într-un boss fight. Cine zic că n-ajung într-un boss fight? Chiar ajung chiar acum. Băi, nu mă fi cu eu unul ăsta. Nu mă știi. Asta mi s-a părut o labă, faptul că au băgat zona asta iarăși. Băi, vină cu ceva nou, am înțeles că niște băieți au tras laba. Ah, știu care e fundalul perfect pentru lupta asta. Hai, care e fundalul perfect pentru lupta asta? Mamă, perfect și cu asta, asta-s fău, asta-i trollul meu pentru lupta asta, pentru când, hai! Așa, deci niciodată nu-i off. It's never comfortable with this boss. Să încerc get old pretty fast pe capul ăsta. Fugi! Bă, ești nebun ce-a scăpat ăsta, Nicu! Bine cu Isanovici. Dar la mine a fost pur și simplu un pic mai strâns. Ți-a tras bășina spațială! Și acum îți trage niște tărzănei. Asta sunt pârțulețe cu tărzănei. A, Battleton, sincer, n-am niciun chef de căcat ăsta de luptă. Am zis, Battleton, nu-ți sinucide-te, hai, dă-mă nespus. Hai puța mică sabia asta. Și acum nu era ceva cu foc flăcări. Păi da, au început. Ca niște băiat. Acum sunt puții de mici. Sunt exact ca banii de salariu, să-mi fac pula, vin cu țării, dar se termină instant. Și aici nu era și un explosion. Acum un explosion fugi. Nu, s-a zis. Oh shit, stai. Fugi. Ta-la-lam, tam-tam, ta-la-lam, tam-tam. Ce cizuială de căcat. De-aia că știi tu mă la boss în pula mea, că ai învățat să-i cizuiești. Nu că ai abilitatea de a juca pe aia, decât aveai timp să termini. Nu. Și-o ridicat căcatul și nu știam dacă dă cu săgeți sau căcat, știi? Nu, când dă cu săgeți, stai, acum. Când dă cu săgeți, mimează un arc, așa cum o să fie. Acum o să fie să jeți. Vin săgețile pică-ți prin noi, ăștia-s vânătorii din Uganda, îmi bag pula, trag numai în copaș. Mă nimeneare cu toată țara aia, mori de foame. Acum și eu să leac pe sistem că spune, era, ei, mamă, dar ce bine că da al doilea cât ești încă jos. Da, ok, dar să-l zi eu și perfect. Mai te-a zvonat badă pe de perfect. Hai,
Mamă, nici să nu te, nici să nu te gândești. Cât bulan căcănare ai avut. O, oricum jucai totul că până mă, mi se pare a, trebuie să iei toți patru aia ca să te teleportezi. Da, mă, nu contează. Mi se pare că n-ai cum să lași ultimii de fair în Keepers, că trebuie să treci prin ei ca să ajungi în restul, știi? Da. Deci nu prea ai cum. Dar după aia poți să alegi, ori ori, ori... Da, noi am făcut invers, întâi am venit la Jack-ul ăsta și după aia... Și acum te-ai topit în râurile de căcat. A fost transportat via canalizare spațială. Aia a fost canalizare osmotică. Superb, tot ce s-a întâmplat. Eu sunt încă... Și acum ai murit? Deci dacă îți păstrezi și sufletele... Nu-mi păstrezi că mi l-a scăsut. A, pe bune? Păi, da. A, trebuie să ajungi în catedrală, nu? Trebuie să mă duc la bătrânite. Hai, nu, du-te tot tu, că nu. Mi se pare... Oh my god, that was just perfect. Everything, that, every little thing that happened. Game went on full retard. Oh, da. Oh. Doamne, iartă. Asta e prima dată când mi se întâmplă așa ceva. L-ai omorât, atacul cumva a continuat. Păi da, că era deja lansat. Ai murit. A fost teleportat. A intrat, nu ai murit, a intrat cutscene-ul, ai fost teleportat și la sosire ai murit. Și eu sunt speranța acestui țăr. Ai mă teleportat acolo cu scopul ăsta, știi? You are the hope of this realm. Exact. Da, de fapt, ai dreptate, dai pe ăștia în pula mea, că n-am zis... să mă bag cu ei. Nu, no, dar eu sunt speranță să fie tare. Și am zis, nu, nu, v-ați greșit tot. Asta e lucru. Nu, dreapta. Nu, vreau să-l atrag pe ăsta, că n-am, niciodată nu m-am bătut cu doi Lofric Knights. I'm not gonna start now, știi? Cu J-printer ești, gata. Ah, nu. Peste mult mai trolez după momentul ăla. Nu mai meriți. Nu de asta, nu. Meritatul e acolo, dar nu vreau să pierd sufletele pentru că ce erau vreo 3 nivele. 60. Bine, acum ești cu OP, pula. Da, nu, cu ăștia n-am probleme. Dar dau un nițel cam tare și n-am chef să... Cât rageuți mi-am luat la ăștia. L-am avut așa. Nu, dar n-am avut să se mâncă. Nu știam unde era căcatul ăla de... Mamă, one shot-uri cu backstab-ul. Știi că nu l-am făcut pe ăla din stânga, nu? Da, știu, da, ok, hai că-l fac acum. Aia. Întâi să iau sufletele. Da, mă, da, am înțeles. Că s-ar putea să mă vâri căcatul înapoi. Salut! Am venit aici doar pentru asta, pa-pa! Începe boss fight imediat, că nu mă aduc aminte. Da, după ce moare ea. Tehnic vorbind, tu poți să faci dancerul la începutul jocului. Da, știu. Dacă o ataci, știi, da. But that's kind of dumb. Nu te deceda aici. Asta are conjunctivită în pula mea. Medic's favorite, doctor's recommendation. Da. Cum era, mă, era un cuvânt, dar nu știu cum. Doctor approve? Nu, doctor's choice, mă, era. Ah, doctor's choice. Sau nu știu ce's choice. Da. Oricare era, nu știu ce, unul în fel de mai. Place că mi-a dat Ember Restored și după care Ember not restored because you died. Ember Restored, I call back season on that one. Mă, știi că ne-am sinucis? În lanț aici? Da, bine, na, era ca să... Care e succesul vostru în Dark Souls 3? Sinucidere. Da. Bă, tehnic vorbind, dacă stai să o gândești, da, aia joc, îi, știi? Jocul e o serie continuă de sinucidere repetate. Deci jocul ăsta, mă, mică, te-ai sinucis. Până când? Până unde e singura bunăciune din tot jocul ăsta? Nu e muie campă, nu măcar nu poți să iuți în ochii când îi dai la muie și vezi cum distrugi o față inocentă. Aia e singura plăcere a falației, nu orgasm. Ok. Bă, dar hai să nu ne mai jucăm. Doar secundă. Bă, iar striști pe asta. Eu mă chinui să pun acolo să avem pentru zile negre. A, să-și le avem noi pentru alte zile și mai negre. Nu, că dar avem doar un singur level up și după aia două de la... Și mă vezi pe mine că faci risipul, pentru că acum 3000 de suflete din alea ori să fie chiar doi, dă-te și ia săgeți de la bomba. Dai seama că iau săgeți. Din alea o trăvite, nu știu ce facem cu ele. Tu vrei, da, că nu mai, poison-ul nu mai e ce era. Deci, nu, singurul loc când am folosit poison a fost când la dregs, human dregs acolo.
Unde? Câinea a doi la subsol. Aaaa. Ăla e singurul loc în jocul ăsta unde am folosit Poison Arrows. A, bă, nu, cred că am mai folosit undeva în... Se cheamă altcumva aia. În Dragon... Ce? Da, se poate și în Dragon. Da, nu, eu n-am folosit. Nu, adică folosim niște dragon din aia de să spamau, dar rămâneau pe loc. Nu mai știu, în fine. În fine, nu. Laba treaba. Laba treaba. Laba treaba, boss. Bun. Asta e așa. Da, frumos. M-a plăcut. Am început în forță. Iisus. Vrei să facem a fashion time? Nu, nu încă. Vreau să maximizez numărul de suflete care le iau de la bagabanta asta cât de mult. Da, nu... Noi putem? Ce să putem? Avem fiat rol sau ce? Nu, 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 ești la 69%. 69? Aaaa! 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 Ok, the dancer, I should be able to defeat her one go. Pe sistemul ăsta au fost ultimele lui cuvinte, știi? I should be able to... Da, nu. Înainte pentru aia. Cine ajunge primul, dă-i? Ajungeam eu. Ăla a fost primul meu instinct, am avut până azi, hai cu aia ne trecem, bă, și am văzut pe aia cu din cea. Asemenea impulsuri de... Stai, să fiu complet SJW. Asemenea impulsuri de masculinitate toxică ce le ai tu, Liviu. Exact. Holy shit! În secret vreau să asasinez toate femeile de pe pământ, preferabil în timp ce... Bă... Dacă este vreun revenge, dacă Dark Souls are ceva bun, măcar e revenge-ul ăla la, la endgame când te duci prin zonele astea și ești... Târfulițelor... Nu. De ce nu? Nu-mi place să repet zone. Dacă n-are un... Cum a fost stă la un backstab? Penis. Dark Souls 3 e perfect programat. Nu-mi place să repet o zonă dacă n-are sens. A, nu găsă când te forțează. Mie uneori mă place să mă duc pe acolo, dar de dracu de aia după deși. Nu, adică aș vrea să aibă un sens faptul. Try attacking, da. Ești tu tare inteligent, te-a făcut mata șmecher. Te-a făcut mata intelectual. Și s-a decedat din... Și acum începe, hai. Trebuie să scurgă din tavan. Nu? Nu, trebuie să scurgă din tavan. Stai două secunde. Nu, trebuie să apeși. Nu, mă, nu trebuie să pun the base, da, trebuie să pun base in a valve. Ar fost un pic amuie după aia să ducă direct aici să spiez. Mă urmează să scurgă ca o... ca o zeamă menstruală de pe tavan. Adorabil. Ce față are? Mechez că zi să, Chiquita. Ce sunt domnul prietenaș? Și să închid ușile! Să nu închizi ușile! Sunt claustrofob în pula mea! Scurge zamă, s-o spară tot țarul undeva! Hauleu, și acolo! Chemați-l pără de el să ne pare puroiu tavanic! Mă, să ne ce pula mea să scoate? Ce dracu? She was always there. Dacă avea și niște buci mai interesate. Dar le are, are cel mai bun buci din Dark Souls, scoaie, s-o votat. Are singurile buci din Dark Souls. Și eu câștig la cel mai mare. Ba nu, ce? Asylum Demon era pe locul 2. Ok, tușe. Tușe, gura mea a fost închisă, n-ai nimic de zis. E fata în flăcă, da, ai vrut să-i dai un șut în cur și nici măcar pe ăla n-ai apucat să-l dai. Nu sunt un mascul alfa, pare rău. Exact, orice mascul alfa ar fi dat un șut în cur până în bucătărie la cratiță unde ea ar fi băgat niște ardei umpluți, ia să-mi bag pe ăla aia pe de ardei umpluți. N-am mai mâncat de un an. Nici, ar trebui să sun pe maică-mea să mânte și mie un pachet. Zic, mama, o drasla ta e nemâncată! Zic, trimite-mi și mie pachetă, bă, da. Da, nu, bă, ce faci, mă? Alo. Aveam ceva pe mână. Puteți să ziceți, te atingeam eu tandru. Și mort. Da, ca să vezi, nu mă așteptam. Te-a arătat și găoaza la final. A zis, uite aici, mă doare cu mine de voi. Nu. Da, mă, îți aduce aminte când primeai pachete? Am încercat să uit până acum. Bă, soldate, ți-am povestit cum am zburat cu pachetul în intersecție la sudul, nu, la Brâncoveanu eram. Eram pe acolo, pe zona aia. Eram cu pachetul, bă, dar maica mea când îmi punea, adică zici că era ajutorul pentru Africa.
Ce, da, mă, ia și vreau să vină pula mea. Zero. Da, zic că erau ajutoarele pentru Africa, știi? Uși. Ajung cu pachetul în mână. Hai, mă, du-te-mi. Ajung cu pachetul în mână la Brâncoveanu, frumos, dar o să traversez Boșarune cu un pic pe gheață. Păi, dar nu că am căzut, că am căzut. De căzut n-am căzut, cumva am reușit să rămân în picioare, bă, dar mi-a sărit pachetul din mână. Deci te poți fi ignori. Aoleu, așa, și? Bă, și-a zborat pachetul ăla pe intersecție, mă, noroc că maica mea de-aia le-a legat. Știu, le-a legat, le-a lopintit, da, știu, știu. Mamă, să nu prindă securitatea ce-i primit eu. Parcurcai Alpii cu pachetul. Exact, bă, pula, deci dacă picai din avion cu pachetul, păi, tu ajungeai și eu să-ți rupeai gâtul, dar pachetul ăla era, adică totul se distrugea, dar se distrugea în pungă. Nu se distrugea deloc în afara pachetului, bă, și m-am uitat așa la pachetul meu cum... Au. M-am uitat la pachetul meu cum zboară în intersecție și eu trebuia să fug după el, în timp ce se uita un taximetrist la mine, știi? Am zis, ăla trebuie să cace pe el de râs în momentul ăsta. Nu știu când dracu poți bă și un destus. Nu știu că atât de două ori pe asta, n-am zero experiență. Putem să bă, să dau până acum, nu? A? Nu, nu puteai, cum să o bați până acum, ce mai decât? Nu mă, puteam să dau bucăți, adică. De câteva ori, da, puteai, clar. Și cum, dacă mă prindea... Grab, da, grab-ul ăla e un pic. Dacă mă prindea, mă dezvirgina. Uite, nu mă îmbuci, dar... Când faceai să sari în spatele la căcatul ăla. Bine, știu, easier said than done. Oh my god! M-a prins, mă suge. Au, asta doare mai rău. Oh. Ți-a făcut și aia așa la capul, pula mea. Curb stomp. A zis, stai capul fraierului. Ok, deci it's gonna be one of those episodes. Da, nu e ca și când am discutat despre Zacoscă zburând pe intersecții. Eu am avut ca tine, dar asta a fost din cauza autobuzului. Gen, au pus băiețașul, dar eu m-am poziționat fix în spate, că erau ocupate locurile, whatever, și mă pun în spate ca băietul, știi? Rezemat. Și am rezemat și la, cum îi spui, pachetul acolo. Duma e, spre surpriza mea, e că știi că e un pic mai ridicat acolo din cauza cât de roțele din spate și toate alea. Ei, din cauza acestei denivelări și pentru că șoferul aparent se credea în derby, și-a pus o frână de... Bă, da, o frână de aia tâmpită. Tot pachetul meu a sărit prin aer, s-a răsucit și-a aterizat cu... Cum ar, ce ar fi? Susul în jos. Ghiși ce era deasupra. Nu știu. Un cofraș cu 30 de ouă. Spraviți-i vreunul? Oh, da, vreo 15... Jumate, jumătate s-a dus. Am înțeles. Nu ai făcut omletă repede, cât probleme. Ok, bă, să nu mișu nimic ca să băiești. M-am văzut-o pe aia venind așa din fundul curții, m-am văzut și de... Ce dracu merge capra? Adică vrea să se fută sau vrea să ne omoare? Acum, vorba aia, știi cum e? Vrei explicație pe bune sau? Adică de lor? Că este una. Da, da. Ai văzut că... Dar știi bestiile alea care tu le-ai folosit cu Poison Arrows? Ei, ăștia toți sunt blestemați într-un fel de Sullivan. Și și-au pierdut natura umană și devin niște animale. Am dar există și animale bipede, ce pula mea? Păi nu, the... All on fours is supposed to signify the fact that they're animals. La fel ca Vort, basically, că Vort e BFF-ul ăsta. Asta n-ar putea să-și fie, mamă, Vort e BFF-ul. Adică îi iubitul ei, cum ar veni. Îi zădeau la buși de ce pula. A, de ce? Da. Că îmi place să câștig. Oh, wow, asta n-aș spune eu niciodată. Mamă, la ăsta știi cum? Deci învăța să-mi dă la în scurtul timp cât am jucat-o pe asta, am reușit să-i dodgeuiesc toate alea. Nu, no, lupta seama a plăcut. Deci aici mi-a revenit un pic speranța pentru Dark Souls 3 și după aia s-a întâmplat Dragon Armor, știu cum e... Armura aia. Dragon Slayer armă, da. Dragon Slayer armă. S-a întâmplat aia și am zis, fuck this shit, I'm out. În momentul în care poți să faci tracking 180 de grade și... A riscat să devină un pic interesant la Gundyr, dar... Adică îmi dai un shoot, mă trântești la pământ și rămâi invincibil fix până în nanosecundă în care aterizezi cu atacul în mine. Omor mă de la început! Adică nu vreau să mă aștept la 5 secunde că pe ția ție să o aterizezi în cap. Dă-mi, nu știu, piciorul ăla să fie fatal error. Nu, 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 nu aici să mă blochez. Poți să-i vezi vaginul, ești cu capul în vaginul ei, scoate limba. Dar nu văd nica să-mi bat pula. Ți-a dat un nestus în timp ce era aia cu vaginul în capul tău. Da. Ți-a dat chiz, deci tu ai băut foc? Ai vrut să simulezi sifilis oral?
Da. Auzi, dar lor asta care e? De ce e așa o dansatoare super șmexi cu săbii? Dumă, tehnic vorbind, asta e o fică de-a lui Gwyn. Nu, cea de dintre. Nu știu, sigur. O fi Gwendolyn. Nu, e o fică de-a ei. O fi Gwendolyn, dar a intrat la dietă de detoxifiere cu răștate alea și din țâțele alea de neam prost, i-a rămas bucile astea lemn. Mai bate-o că până mai încă. Ce-mi plac astea, Liviu, știi? I-au rămas bucile lemn, să o bați acum te îndemn, încă o lovitură, bre. Da, gata, ai noroc tot de ne umple de suflete, Da, stai că tot însiu, da, uite de ce până mi-am uitat. Dacă vrei, pui simul, acum e ok, îmi place. De aici pot, știi? De aici pot, până aici n-am putut, căcat, am avut un segment mic. Stai să... Nu, da, hai întâi să activez căcatul și după aia mă duc să fac level și după care vedem încolo. Păi, libre din aștia, am făcut supă cremă de lămâie, linte, toate... Coaie. Ce fel de supă ar face? Nicușor, de cățelul rău de n-am înțeles niciodată pe asta, de unde pula mea e sângele? S-a tăiat cu o sabie care nici măcar nu intră, uite, muchia lipsește în pula mea. Bă, cum a spus preferatul meu, unul din preferatii mei lore nerds, it's magic! And magic ain't gotta explain shit! Te trucul ăla pentru copiii lui Gofren când te faci că ți-ai luat, că ai furat nasul. Serios? Ai furat nasul. Adică o piatră sângerând, un bol întreg de sânge, nu mi se pare un truc așa de... Ăla-i ketchup toată ziua. E ketchup de la prost, nu e nici măcar Tommy pentru săraci. Pe asta vreau să spun, imaginez acum... Nu știu, de la marca numărul 1. Nu, boss. Cel mai bun marketing situation. Tommy Dark Souls. Bă, da, să știi că pentru fanii Dark Souls, da, uite, Tommy au scos un... Bă, ce mă nervează pe mine, la căcatul ăla, mă, de sos de usturoi, știi, că de-aia... Au sos de usturoi, Tommy? Da, aparent au scos. Serios? Da, m-am luat și eu, e decent. Holy shit, nu știam. Bă, da, suferă de fix aceeași problemă de care suferă tot... Toate sosurile de usturoi din comunitate. Da, aia e plină, dar trei sfârturi îți rămâne pe ăla. Și acum știu manevrul lui taică-meu, că taică-meu a turnat 3 litri de apă în ala de jumătate de litru și ar mai scoate sus de usturoi de acolo pe pentru 4 generații. Mamă, ce comunist! Îți jur cu aia la fiecare... Nu, adică nu că taică-tu e comunist, dar ce metodul comunist de dați? Nu cum, bă, dar știi, scoate-mă un pic și v-ați diluat, am scoate-mi pe toți! Eu nu știu, ca și când ai linge ambalajul de la salam în loc să mănânci salamul, dar mâncăm pe tot! Pe sistemul, vai! Stupid! COVID! Am mai tăiat odată. Mai avem nevoie de 2000. Dacă te-ai COVID, îți promit că îți dau înapoi. Doamne ajută! Bă, cu la 3 luni îl ține mie. Cam aș! Îl pun, tușesc într-o pungă și când ne întâlnim odată, fac în punga aia așa în față. Asta cred că ce mă oligofrân răzbunare. Probabil. Două secunde să iau câteva suflete. Ce caca vrei? Nu, dacă sparg un large ăla, iar rămânim cu de-am pulea. Da, mă știu, rămân cu sunt. Unde mi-e cel mai ușor să... Stai să mă... Ce rupă aia doi păscă? Da, mă știu că acolo. Acolo și la... Da, am nevoie doar de unul. Și la început, în al doilea bonfire. De fapt, în curtea aia înainte de urmează să ajungem acum. În curtea înainte de dragoni la intrare. Nu, no, mai este unul și mai bun, dar aia îmi trebuie ceva pentru... O fi, nu zic, nu știu, deci, țineți, eu n-am intrat deloc la arhive, am rămas la... Chia, mă, păi, dar nu, înainte de... N-am intrat după arhive, eu m-am dus... Bă, da, înainte de arhive, e fix înainte după ce omor dragon căcat armor. Păi și ce dracu mai e acolo? Ia să arăt eu acolo și stai. A, ce mă, aia doi... Ce aia doi cu aia? Crystal meth? Ești pe departe, bă, stai, că stai, tu nu știi. Ce ți arăt eu este brânză bună de farmat. Brânză bună. Acum trebuie să te omori și pe tine, că na... Nu, că băiețașul, frate, s-o a lăsat ceva a acolo. A fost acolo, tu zbori, ține de scări pe care a murit frate, o să mor zbori. Mă îndoiesc că ăștia sunt frați, tehnic vorbind. A bine, tot e... Sunt frați pătați de sânge. Păi nu, că din sufletul lui... Adică, cum funcționează lor aici chiar? Poți să fac o demonstrație, că tot mă întrebai de... The Dancer, ce cu ea și de unde e, că ar fi fiica lui Gwyn. Cum ne dăm seama că dacă te duci să-i dai schimb sufletul așa pentru ceva, îți dă Bountiful Sunlight, care ți-l dădea Gwyn, un miracle. Ia, Gwyn, Guinevere, mă, nu tai că s-o fata, lua, da, zi. Poate l-a ciordit de la Guinevere, e no, între țâții. Așa nu merge aici, aici sunt chestii. Ah, Gwyndolin era ăla de... Țâța, aia cu țâții mari, mă. Gwyndolin și da, ăla, cum îl cheamă pe ăla, Moon Sun God, pula, cu...
The Sun God? Ala Gwyn! De să tot... Gwyn! Nu Gwyn, mă. Fiul lui Gwyn, dar ăla mă, de să tot teleportai battle-ul ăla în primul rând. Aaaa, stai cum... Mamă, serios, nici eu nu știu. Da, tot, dar tot un... deci e Gwyndolin... E un băiețel crescut fetic. E Guinevere! Uite, vezi, ăla e primul transexual din jocul. Ah, da... Bă, nu-i... Ah, come on, hai că e, ce mă, deci un băiețel simpatic cu trăsături feminine, da. Trenii! Crește în cafetiță. Tati, mie îmi place tractorașul, o să iei unul în cur dacă nu iei Barbie-ul ăla în mână. Și acum dă cu bagheta magică. Crucean, uite, de fata cu asta. Tati, dar să-mi pui să dă-l și gasturez. Și care e faza amuzantă, după tot cum ai descris tu, ideea e că tehnic vorbind, ăla e cel mai loial fiu al lui Gwyn. E singurul care a rămas, restul s-a tirat. La Japonia, după ce a dat-o bomba atomică, nu ești, nu poți să mai ieși cu flori. La fel și ăla, adică... Serios? O să duceam vizita la Tasu, știi, venea direct cu biciu și era tati leagă-mă de calorifer și dăm ca în 96 când Bosnia era în război. Oh my god. Stai peste, m-a vorbit Filip din tine. Exact, exact. Vreau să mergem la Cirus. Păi ce crezi că fac aici? Ah, da, chiar vei, m-am dus la ăla. Eram un... ca memuță troll, da. Zăs-o ca memuță troll. Nu, încă avem destul. Au! Jocul lui Domol. Au, dar aici îi dai backstab în cur, în buci, practic, la diferența de înălțime. La... Eden! Asta e Enel Mace. Oh! Greșeala mea, scuzați! Tata la pateuț! Aaaa, da, de ce ai scăpat? N-am scăpat încă. Aha, puteam să sub pula grav acolo, știi? Da, dacă era handicapat, da. Am încredere că reușești. Îmi place că acum i-au dat un glow effect în Photoshop. Păi nu, e că și-o activat și weapon art-ul. Și-o activat backstab. Dar din păcate, backstab e o forță mult mai puternică în jocul ăsta, târfo. Era mișto să te omoare. Explozia finală. Dar n-are cum, n-are și dacă te poți să... E Osiris acum. Bă, mie Osiris mi s-a părut pur și simplu de bulan. Hai, facem așa, lasă-mă la să o gândesc. Nu, doar să o gândesc. It hurts me in the ass. Da, nu știu, bine. Și știi ce facem după Ocirius, nu? Ce facem? Cum ce facem? Mergem înainte și dăm de... I have no... Op, nu așa vreau să încep lupta asta. What the my cock? Hai să ar pe... Hai. Păi ce vine mă după Osiris? Ah, Dragon Armor. Nu. Pentru ce pula mea vine după Osiris? Cum vine? Ia ți-a salto pe vreau să vedem. Arc, hai, pun arcul pe tine. Nu. Hai să-mi bag pula, tu vrei să-i faci mele? Ce? Ah, nu. Introduc penisul. Nu, facem cu arc, nu vreau să văd dacă poți folosesc magii. Zi mersi că am băgat eu 10 în inteligență de memă, că în rest nu puteam nici măcar să țin în bagheta în mână, o foloseam pe post de învârtitor în ciorbă. După aia nu-mi eram de ce are... Aoleu, nu! Păi mai știi, când, mai știi când ziceam, hai cu aia, băgă și în dexterity, păi nu, pula mea, faceți proiect. Ia-ți super... Oh, vai, nu, dar nu vreau, asta este groaznic. Deci e ca și când ai aruncat cu pioneze, dar arunci cu partea boantă, știi, nu că ne arunci cu vârful. A, dar eu trebuie să fac ceva în privința asta. Îți dai... Well! Te-ai născut un căcat, să te mai alegi cu un ceang, dă-ți și tu unul. Hai, du-te, acum o rupe-i mec. Nu, n-am sirup, mec, dacă nu vreau. Dă-ți din ăla cu foc în pula calului, gata. Da, știu că trebuie să-mi dau de ăla cu foc în pula calului, dar n-am chef! Dă-ți cu foc, aduci-te acasă și gata, nu știu, e altă zonă, nu trebuie să faci asta. Două secunde, hai mă, poate. De ce ala când ai zis, coaie, care-i sunetul frustrării, dar ce-am fost în ciuma? M-a fost la melodie. Ce înseamnă asta? Înseamnă 70 de centimetri. Eu am ridicat scutul, știi? Concentrat în data aia, dacă a venit de sus. Dar, om, nu e nicio sabie cu... Hei, am făcut așa! Și el a făcut așa! You died, did it! Hai să mergem în ruta directă, că n-am chef. Ar trebui să-mi cresc pyromancies ca să fac asta ușor și milenii. Păi, vrei să mergem în altă parte sau?
Nu, adică da, mergem, hai să mergem pe ruta spre The Princess, că nu... Ile. Nu știu, nu am făcut pe Princess. Oh, da, așa n-am chef să... M-am oprit fix înainte de aia, după ce am făcut-o cei roz gândiri și toți aia. Era în față, nu? Da, tot în față, tot în față. Aici nu ai nimic, ați promit. Mai era head, vreau să vă ce am mințit, sunt cam un sitcom. No for wall ahead. Oh my god, he did not lie! Da, am ajuns la archive, deci după ce m-am dus, am bătut pe Gundyr, am inspectat Dark. Da, lăsăm pe Osiris și Gundyr la o parte momentan. Și după aia m-am dus direct la ăla. Try luring it out. Nah, not really. Ce bine! Fucking Master Sniper! Atunci de heal, nu? Da, îți dă buff sau heal, sunt una din două și niciuna nu-ți convenie. Aaa, trebuie să mă duc până acolo. Nu, că asta oricum se oprește la... ușă. Da. Dar s-o zi un joc perfect. Ce-a venit băiatul pe tine? Hai să-mi bag pula! Hai să-mi bag pula! Dar de ce am făcut? Oh my fucking god, capul sarcul! Am uitat să scot arcul și să pun cel la tine el. Îmi place cum se uită. Îmi place cum se uită la mine, știi? Și pune-o, nu, schimbă inelul ca să poți arcul. Uite ce... ce pula mi-a tras fix în pizdă. Ce, eram și tu scap pe scări acum. Ce să mă, nu, bă, pula. Da, știi, mai din grab. Dar mi-a plăcut cum a intrat așa. Tu aveai un plan de atac acolo. Am zis că am apuc să-i fut-o la înainte să-mi fut-o la... Și băiatul vine, fute-ți morții, mă, din... O, băi, mă, tu chiar erai nani? Eram acolo, nu, hai că am timp să-i fumă măcar un... Și după aia mă rostogoleam ca un căcat. Dacă dai în el degeaba, dai în el, că oricum o să-și dea buff, adică nu o să vine spre tine, nu știu ca și cum îți dă cu sabie. Acum mai încerc o manevră în pula asta, ai început așa. Slow. Stai să vină. Nu, de asta urăsc. Aș fi zis și eu că ai fi câștigat dacă și-o da heal. Da, am apăsat bă, un pula mea! De asta nu-mi place cu țintă. Mm-hmm. Îmi place și cu țintă! Înțeleg. Și înțelegi de ce? Deci, când o să jucă în Dark Souls 1, îmi bag pula, băgăm în arc. Eu vreau să dau cu arcul mai mult decât dau toți boșii odată. Știi? Bă, eu camera am făcut-o cu arcul, adică la un moment dat... Suntem vrei ranged build. Nu că ranged build, deci vreau să fim competenți în toate, mai ales cu arcul. Ia stai așa, oleacă. Now, disclaimer, no, I'm gonna wanna do something... Bă, stai așa, mai vreau să mai fac doar alea că de farmat. Cum fă 7 teste? Nu teste, farmat vreau. Cum mă, cât farmat vrei? Nu, eu așa am făcut camerele astea, știi? Adică l-am snipit pe ăla de afară. Serios? Da. Wow, asta am înțeles, zice, nu-ți place jocul acum. Da, mă, dar duda e că eu când l-am snipit pe ăla, adică în 3 săgeți era mort. Noi când dăm ca o cizmă udă în aia 7 săgeți, pula în cangur. N-aștept acum. A, nu, dar au fost multe zone care ne-a snipit, dar nu, foarte nu. Uite, 7 boss și încă 2 pe perete, că... Nu, și eu, adică pe bune, nu. Înțeleg ce vreau să faci, înțeleg că vrei să mă omor de-am pula așa, la varim locații, dar... Uai, zău, sunt cu persoane mai... Ah, când ne băteam cu ăștia. Știi ce s-a întâmplat? Da, știu perfect ce s-a... Nu, computer te-a negat complet la... De două ori! De trei ori! Dar ultima... Nu, a treia oară și n-am mai încercat, sincer. Nu vampirul din stânga. Ce vampir, bă? Nu știu, mă, că era un vârcolaș, ce... A, da, era, dar nu vine dacă mergi destul de repede. Dacă merge destul de repede, suficient de repede, rezonabil de repede. Și face... Ar trebui să mai pun ceva pe cap. Ah, ar trebui să mai pun ceva pe cap ca să mă asigur că o să pice, da. Ah, dar nu avem nici măcar. Mă întreb ce nu putem grăbește pe tot. Bine, oricum ar fi plictisitor în pulul ăsta să facem. Farmat, serios? Adică, știi? Nu farmat, dar completion 100%, că boss, it's already been done, nu face de sanche, doi oameni buni, incompetent în joc. Mamă, că... Cu cât patos ai avut volan. Oh, ți-a scos maxilarul. Ok, Gem de prune de foc. La
sari, mă, tu ai o ură patologică față de Dodge. Nu înțeleg de ce, e o mecanică atât de bună. Iar s-a întâmplat! Da. Computerul cine era toate astea, Alex? Nu. Nu, a, sfârșit. Cred că n-a putut să te mai nege, știi, a zis, mă, că să ia fără să facem. Ce vreți să-ți picem o scutul sau ce căcat? Și pula nimic! Nici măcar! Vezi, cu aia ți-am dat backstab, gata, nu mă, mumu. Mumu drog. Mai încerc de două ori, după aia mă dau bătut. Nu, no, cât tehnic vorbim, dar ar trebui să-mi dea, dar... Ce spice, că nu înțeleg. Scutul, scutul, da, scutul, este ce? Trebuie scutul. Man! Dar nu e că, deci, la zona aia, dacă vrei să facem așa cum arată în față, nu e chestiune de scut, e o chestiune de dash and up. Ce, cu ăla? A, nu, nu. Nu e neapărat. Asta, asta e like. Vreau eu neapărat, mă simt eu mai bine. It's my lucky charm, fuck off. Bagă, mă. Mai încerc două ori, nu-mi pica aia, trec de chestia aia, da, cum trec eu de obicei. Nu poate fi cumpărat? Sau? Nu. Trebuie să-ți pici de la un Black Knight. It's a rite of passage, as it were. It's a rite of RNG. Mamă, cât mă enervează țintă! Deci aici, mă, este cea mai defectă. Tot timpul se întâmplă asta. Încerci să dai în ăla și țintă să duce în asta, de ce? Dark Souls 3 nu joc perfect. Miyazaki can do no wrong. Exact. Our Lord and Savior. Țintă-l și pe-n față și gata. Oricum se întoarce până ajungi tu. Ca să nu mă atace vârcolacul, cum ai spus tu. Dar ăla-i în spate, mă, ai trecut deja de ușă. Îl vezi? Aaaa, ești nebun! Bro, la cât, cât farmez de obicei de fiecare dată când încep un joc pentru scutul ăsta. Da. Ideea e că de obicei am noroc și-mi pică din, like, fucking a doua sau a treia oară, știi? E un început bun, ai poate faci tot kit-ul și ne rebranduim. Nicușor. Da, Cavalerul Negru. Distelare. Cavalerul Negru. Dar să nu-mi spui că vii după. Man, serios. Mă, că ajungi de acolo. Nu mă reacură că răzbun farmă. Mă, nu știu pe asta, poate spică de la asta. Poate i-a furat asta scutul. Ar fi amuzament, Max. Deci fii atent la ud cum vine. Da, revetem. Uite! Încă două secunde și să futea o cruce în cap. I know! Refuting gameplay, care încercam să farmăm un căcat care nu pleie. Am zis încă o dată și stai gata. Nu, bă, ești serios, din partea mea n-ai decât să stai la zona asta 10 ore. În sfârșit, în sfârșit, zei RNG-ului. Dacă n-am mai pus ținta, știi? Da, uite, mi se pare că e deficient Dark Souls din asta de vedere. Ce? De ce? Ar trebui să-ți dai item, să poți ți-i cumperi pula mea, adică după, nu știu, să fie cât un prag pentru fiecare item, dar să fie util, că de exemplu, ce mă enervează pe mine la Dark Souls, item, e că ce, ce, da, nu, bloat? Ceea ce îți dă, deci când îți dă acces la chunks și la toate astea, deja nu prea mai ai nevoie de ele. Sau ești la momentul în care ar trebui să le ai, cum se spune, știi? Adică ar trebui deja să le ai, știi? Ori tu abia acum, de exemplu, nu, chunks? Nu, nu, la, nu, la nu, chunks nu, nu, deci fix invers, îți le dă fix când trebuie și nu, asta într-o fel mă enervează și pe mine. Bro, ce ai? Ți le dă târziu, ți le dă că nu mai ai nevoie de ele. Ți le dă fix când trebuie, dar numai e că trebuie să le găsești. Și uneori e super greu de găsit. Nu, nu de găsit. Du-te, că asta ține și de cum explorezi. Ar trebui să fie în magazin, mă refer. Da, nu. Înțeleg, dar nu. Why not? Nu mă deranjează, să fiu sincer. Da, deci degeaba, după ce am bătut boss-ul 7, la care am luat, ar trebui să duci cu o scută cu sabie plus 7. Și tu l-ai bătut cu sabia plus 5, că n-ai avut de ala, n-ai găsit chunk-uri și toate astea. Aia degeaba mi-ai dat chunk-uri, degeaba mi-ai dat... Păi stai mă, du-te, nu mai fute nimeni. Nu mai încearcă, mă. Degeaba mai dai upgrade-uri dacă eu deja pot să bat deși fără upgrade-uri. Da! Asta e ideea mea, știi? Cu aia dăm chunk-uri, nu am nevoie de chunk-uri. Dă-le în magazin undeva. Mamă, cât tu pe o să am. Hai să încercăm cu asta. Stai așa, mă duc să fac ceva. Ești la aparat, ia decizii. Asta e pe sistemul, când sunt eu la aparat, e pe sistemul. Aș putea să termin jocul, dar hai să facem niște chestii complexe acum, doar de-a dracu de a le face. Asta mă duce minte de când am farmat căcații aia în Blighttown. Ce căcații? Dar tu ai farmat căcații aia? În Blighttown sunt șupurile alea, nu știu ce problemă trebuia, nu știu care Titanite. Lipitorii, mă! Da, cu aia, dacă n-am stat acolo jumătate de oră să farmez un... Am uitat complet ce vreau să fac. Da, ba nu. Știu. Cât ai beut? Nu destul. Ia mă, dă să-mi fac și o vodcuță cu suculeță de roger.
Ia, dă-o grecești. Pentru că suntem niște apare niște neveste de la 40 de ani. Camei pula. La căror pisici. Ți-am mai zis de atâtea ori că mi s-a părut cel mai tâmpit ideile alea că, bă, dacă băutura n-are gust taborală de oaie, nu-i băutură de bărbat. Băutură de bărbat. Ce doriți? Veceu! Culame ruginite. Culame ruginite. Veceu cu lame ruginite and the sprinkle. Așa, Crystal Sage. Tărzănei pe ea. Exact. Dacă nu pot să iau ebola din băutura mea, mai sunt bărbat? Exact, nici eu nu înțeleg asta de coaie, mamă, să fim bărbați, vedem care îndură cel mai mult. Why? Do. Hai să băgăm degetele în priză, să vedem care moare primul. Da, coaie, ești bărbatul și pula mea. Bine că asta e clasic. Într-un fel, așa sunt prea multe chestii interesante în omenire, dar și multe chestii stupide, știi? Adică n-aș pa, știi? Au fost handicapate, adică nu știu, au descoperit că scribile nu te omoară sau ceva de genul ăsta. I'm a dare, dar în rest... A pula, hai să murim un mamut, pe 5 tone de furie. A, pula mea, ești fătălău, nu știu, nu, n-am un pula mea, că e mai mare și... Cam asta e fucking ideea. Aia zic, hai să mergem toți 5. Bă, bă, mergem toți 5, fătălă. Dar te mă tu și omoară, nu? Pula mea, mai. Deci mergem toți 5, mergem toți 5, pula mea. A, bine, de multe ori, gen. Nu, cel mai mult la răspunsul meu adevărat, sincer, la chestia asta și urăsc să fiu feminist la asta, dar că nu sunt chiar, dar uneori au femeile dreptate când spun că e go bărbătesc, e cam tâmpit, da, cu aia, da, gen. Da, avem chestii în handicapat, adică. Gen, we're kind of fucking dumb at times. Da, dar am zis cu fac, cu fac. O trebuie tâmpite de, oh, da. Nu știu ce vrei să faci. Oare. Vreau să staful în el, că înțeleg. Ce vrei să faci cu ăla, că nu înțeleg. two-handed sau ce? Nici măcar. Ideea e că săbiuța asta increases item discovery. I know, right? De la 0,1 la 0,101. Ai sensibilă, cică, da. Ideea e că nu mai folosesc scut și tot te plângeai. Hai, bat night-ul ăsta fără scut, știi, ca să zici că... Poate ca vrei, ne? Eu sunt foarte dependent de scut, îmi pare. De fi un jucător bun, dar... Prefer să-l am și să nu-l folosesc decât să nu-l am. Gia! Coai, zici nu calculatorul tău e cel mai ghinionist calculator care l-am văzut în viața fucking mea. Calculator brailean, boss, pune rău înainte. Hai că bă, pula, nu, gata. Hai, mergem înainte, n-am chef, nu. Avem 21, pula mea. Folosești și tu Darkseid. Ce cu aia, n-ai tu pe un pula mea dacă erai bărbat adevărat, foloseai Darkseid. Și-ți băteai un cui în pulă. Exact. Bă, ăla pariu că există cel puțin un om bărbat în istoria asta care și-a bătut. Îți garantez că s-a făcut și o societate secretă pe asta. Auzi, dar nici măcar nu și l-a bătut pe canal, știi, zice că l-a vărdat la propriu transversal, nu unde e 90 grade. Și a zis, om, bat un cui în pulă, din ce leșina, știi, și după aia a rămas, după aceea a turnat în pulă pe masă. De la hemoragie. Vine detectivul. Păi, dar ce s-a întâmplat aici? Nu știu, domnul, noi l-am găsit leșinat. Cui l-am pus după. Da, se pare că și-a... Cui în pulă. De ce îi le arată spre un cui în pulă dacă credem că a murit de cianură, știi? Proșu, dar cât de proști sunt, nu-i bărbați? Îți dai seama că dacă ar veni o femeie și ar zice, ești prost. Și-ar scoate pula fix în momentul ăla și-ar da așa de masă cu ea. Ești prost, da? Tu poți să faci asta, nu poți, tu trebuie să știți când te piși. La care după aia, tu știi cât scoți mai mult sânge bătându-ți pula, nu? Da, fă-i pula mea, e sângele meu, fac ce vreau. Sânge de sângele meu, cum spune. Exact, după aia mâncat doi mici. Așa. Aaa, sânge din sângele meu, care eu îl beau, nu am greșit. Mă nervează că trebuie să țin asta în mână, pentru că dacă nu țin în mână o să plonjeze pe podea. Ok, tu ai făcut asta, fac și eu odată asta. Bă, de ciuresc. Bă. Ideea e că...
Ai avut un scurt moment de sinucidere, dar Nicu Șor s-a ajuns gândit. Nu, prate, n-a ajuns de sinucidere, luăm bele la autobuz. Toată dumă, știi care e ideea? Eu știu atâtea cizuri aici. Singura mea problemă e că eu trebuie să mă duc o leac în spate ca să le iau. Deci ca ăla, ca să înaintezi 50 de metri, trebuie să te duci 80 de metri de spate întâi. Sistemul, știi? După aia să faci un adică spate. Să mă duc în, prin level-e să mai mi-aduc aminte. Dar stai mă că eu făceam ceva aici. Da. Pe lângă. No, mulțumesc. Scurtătura încă nu-i deschisă. Scurtătura. Mamă, mai de fost cu scurtătura. Către boss fight, dragă, nu știu, pula mea, te duce în stânga acolo. Și cum vine ăsta? Nu, dar e bafuit și ar fi stupid din pa... Ah, dar este ale. Bă, da, mă, aici se rămâne blocat, dacă poți să te duci așa să-i fuți. Știi că la Tom și Jerry când îl lega pe ăla colantul și trăgea o linie? Și acum ai putea să-i fuți. Hai, din 18 pe 18, tot îl omorăm la un moment dat. Dar nu-i dă ăla, mă. Oh, stai, că poate și el trebuie să te dai mai în spate. Ca la Tom și Jerry, mă, știi, cu mața, de au... bata, ce Tom și Jerry cu asta? E luptă de autiști din pula mea, e... doi proști care nu... Te duci. Fiecare cu limitările lui, știi tu? Asta e exact momentul ăla, bate-ți un cui în culă, bă, tu să-ți bate un cui în culă, un pui în culă. Un pui în culă, da, stai că-l văd că-l like and overwhelm him a bit. Aie, coaie, măta, suge pula? Dark Souls 3, riveting gameplay. Dă-i în pula, mamă, dat-o-n trec. Mamă, dar cât HP-i dă din ăla căcatul buff-ului pulii. Mamă, și dorește să așa de inutil, încât știi, tu te uiți la ei și gen, hai, ce ai să faci? Yes, hits like truc. Cum pula mea cu sumur din prima? Da, ăla e super slab, coai, că nu știu da buff pe el, știu da buff... I-am dat două bucăți atunci, în pula calului și i-am luat pe... Da, dar i-ai dat o săgeată în cap și i-a dat buff. Nu. Înainte? Da. Am fost un tur când am alergat direct la el, i-am făcut un mie aici, în dreapta. Ah, da, stai, am uitat de unde e asta. I-am făcut un... Nu, te duce în timp ce vine și la vezi acum ce backstab. Când joci tu, își bate jocul un cui în pula. Cum am zis, vezi că n-am murit încă. Nu? Nu da joc acolo, zici, bă, la părui poți te bagi dacă am un cui în pula. That's not a point game touch. Tati, nu mă e bucă de la mic. Nu, deja a venit buff-ul. Nu. Intră, așa. Uite-n colț, uite-n colț, că-ți trebuia să te repeti. Mamă, și tu ca un tată din ăla de zăpruvic, fuck! Nu mai muri, ești că n-ai chef să repet toată zona. Nu. Îmi pare rău, din greșeală n-am vrut, credeam că ies tu sau acolo, mă jur, sincer. Nu de Ember, pe mine mă doar în pulă de Ember, doar că putea să fii invadat și nu... Adică mă rog, de fapt, ai o specialitate. Uuuuhuhu, ce-o dat! Nu mă, fă, ce zuiește, du-te la ușa, că n-o să... Nothing in this! Cuiul lui în pulă e mai lung decât cuiul tău în pulă! Oh! Au dat weapon-ar, de-astea mi-a luat atunci ce atâta. Bine, că-i și buff-ul până-n dragi, știi? It's buffed. În sfârșit să-mi bag pula! Au, oh, știi, atică! În cuiul ăla din pula ta! Ar fi o îndocare tehnică. Deci, el ține pula pe masă și bate cuiul prin pulă și după aia tu vii de deasupra transversal și intri, bași cuiul ăla pe canalul pulii tale. Și faci o simbioză... Endocare. Exact, faci o endocare falusiană, dar o să fie super tehnic așa, e ca Borgie în Star Trek, știi, că e metal și om. E metal, nu, e pulă și metal, două elemente esențe. E pulonium și fer. Pulfer. Pulonium. Pulferiu. Am trebuie să fiu un bonfire. Ah, stai mă că e bonfire-ul de aici. Zici și mie, ce pula mea răstare bonfire-ul ăsta e. Bine, până la faptul că e făcut pe aia cancher. Ca un volant. Dar nu mă odihnesc nici. S-a propria, ai urcat la etaj și ai tras o flagmă mai la dreapta. Dar stai, de aici de ce mă? Aici poți să ai, da, bonfire. Da, what the fuck, why? Cum am zis, n-are nicio noimă. Ceva îmi dă peste cap așa urât fără să-mi dau sau... nu e mimic? Este... nimic. Labă. Jocul ăsta conține foarte multă labă și când vine vorba de elemente importante... Da, mă, dar există fashion shows, așa că... fashion shows. Sunt mai multe shows-uri de fashion. Fashion shows.
Hai, fă, și voi dați mai mult damage aici pentru că... Pentru că Miyazaki a avut foarte multă imaginație când a făcut 3-ul. Nu, nu, dar frate, prea mult dudes in armor, așa că o să facem la propriu doar dudes in armor în jocul ăsta. E vreo la fel de copacul ăla complet stupid. Salut, Nicușor, angard, angard! Nu mai știi episodul ăla din tot ce recomandă. Nu, momentul ăsta a fost pe sistemul, ți-e cald, îți fac o leacă de... Ba, la părui că pot să dau cu sabia în dreptul capului. Da, bă, gamea și pula, că mă gândeam la glumii cu tine și nu știam ce pula mea se întâmplă. Glumii cu mine, zi mă. Existi. Știi că nu fac din asta. Da, mă, mă. Hai bine, ăsta. Să degenerezi pusii ăsta, o să rămână 4 ore deschis și... Auzi ceva fute în gură? O să mi-apar acolo, știi, la stat-uri pe Steam, cât a jucat ăsta Dark Souls 3, 1014 ore, știi? Mamă, bă, pula, ăsta e super expert din ăla, genel. Păi... Unde e să? Bă, dacă poți să țin să atriotă... No, 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 îmi pare rău, dar un băiețaș descălecându-se nu înseamnă să mă lovească. Păi ți-a căzut cu coile în gură unul ăsta, a fost un atac erotic. Progen, el pur și simplu s-a dat jos de pe aia și piciorul lui m-a atins și aia a fost o lovire. Da, mă, ți-a tras o rotulă în crește. Bro, tu... Te-aș stampilat frontal. A zis viu, a zis primit. Bă! Bă, înțeleg hitbox-uri și toate alea, dar aia a fost o leagă de-n pula. Adică dă-te în gâtul mătii pe bune. Ăla e... Le-a classifies as a hit? Bă, da, asta e cea mai luminoasă eclipsă vreodată. Și mă sărită pe că... Nu știu de ce am să... Mamă, coaie, deci... Ăsta-i de mă... Parcur, parcur! Și după aia lăsă, lăsă! Păi nu mă luăm, dar tu când alergai era acolo. Parcur, parcur, nu, nu, nu! Da, să-mi bapule din os, parcur, parcur, dar nu, trebuie să plec de aici, că mor. Stai, Eștus, oricum mai vine aia. Da, stai așa. Un Eștus. Nu, că vine Bulova ăsta. Bulova! Mi se pare că așa se cheamă arma, chiar. Și aia ar trebui să-l rupă în două la problemă. Sistemul, dacă ar fi ești așa de putre, ziți pe cât arăt, dar... Da, vezi, deci... Sunt în mijlocul unui... Eclipsă de soare. Am mulțumesc. Băi, să-mi bap fula, fătus morții, mă, de căști. Uai! Uai, mă uitam la căști, ce să fac? Pula mea, nu știu, că toată lumea știe că prin căști vezi. Prin căști vezi, acum l-ai scalpat un pic, e dat. Dark Souls. Zici, da, na. Nu, sfârșit, bă. Eu merg aici prin greșeli și prin tâmpenii, ea mea pro... În spate, bonfire aici. Oh, da, da, gata, stai. Să trecem peste cancer. Aici zicem eu, mă, aici, din ăsta, eu tot farmam pe ăla care a fost. Ia să vedem ce farmai tu aici. Parcă? Ah, dar stai cam de un level. Un level-ul. Ca să nu se pierde de-a pula. Ce dracu faci? Nu-i mulți, te leacă mână, știi, până. Nu, și... Când stau așa întins și cu așa pe asta, de fapt de aici, că se duce circulația aici, știi? Nu mă, dă-i mai așa, dar... Dar nu-i nevoie, nu-i nevoie, nu-i tot aia. Nu, nu, când ajung să mă mai au calmă în microfonul, după aia trebuie să o să amplific fiecare parte. Păi nu, stai aici aproape. Așa, băgăm în vigor, numai bine. O, perfect, 1464 de suflete, mă piși pe ele. Ce am să cumpăr? Ia-ți Life Gems, n-ai că pe... Sau Life Gems. Să cumpăr o floare de 10. A, știu, îți dădeam... Atât. E, cu floarea aia trebuie să ne ducem pe pod, parcă. Era pentru invazie, nu? A, nu, puteam să mergem acum. Puteam? Puteam? Cred că da, nu era pentru invazie sau ceva? Nu neapărat, nu trebuie să o cumpere, asta e ideea. De ce? Tot o să declanșezi toată ideea. Ideea e că se întâmplă, cred că după invazie, de fapt. Vrei să facem invazia? Da, nu știu, dacă e aia la care te referi la ea. Da, e aia care... La, nu, nici n-are treabă, e cu... Siris. E tipul cu care merge în Anor Londo și îl bați pe ăla, nu? Da, mă, da, stai așa, aici ar trebui să fie. Nu, mai era, nu-l bați pe... Trebuie să fie Embert. Nu-l bați viermele, băiat, o fata, ce pula mea ala, arcașul vierme. Nu, îl bați pe băjet. Îl bați și pe băjet ăla pe pod. Ala de la care am luat noi... Noi le-am bătut pe ăsta pe pod, nu? Adică știi ce la ce da, mă refer, mă, așa mă speriam în probleme. L-am cizuit eu. A, uite, uite aici, da, așa, da, așa, da, hai să facem asta dacă tot vorbim de același căcat. Așa, da. Așa mă, Siris, da mă, aia de era bunicul ăsta, dar eu am făcut-o, am reușit în playthrough-ul meu să fut aia, nu știu ce dracu, n-am făcut la timp sau am făcut o chestie pe care n-ar trebui să fac. A, da, m-am înscris la ăla cu limbile, nu știu ce pula mea căutam. Să faci respect, probabil.
Nu, păi singurul loc în care poți să-ți da, faci respect. Da, dar nu voiam să fac respectul ăsta, nu. Ah, ok. Asta e un joc pe care vreau să termin doar ca să pot să bifez că am terminat Dark Souls și atât. Oh, ce mai... Iuleu! L-ați gancuit. Da, dacă voi l-ați invadat pe el ăsta, de ce e roșu? Hai, fă ce tot e agiță ta, oricum, dacă nu eram eu aici, belei pula. Exact, tu ești inutilă. Treci la crachiță! Bateți un cuiu în ovar. Gata? Da. Mulțumesc și eu, papa. No kind assistance for your carry. For your carry. Nu poți să-i fost la de ce. Bă, ți-am povestit, mă, când am provocat frustrarea unui dobitor când Dark Souls 3? Cred, a zi? Eram în căcatul ăla de Dragon Eerie. Sau ce, cum știu cum se cheamă. Ai zis 3? Da, în 3. Dragonii, ok, Dragon Shrine, Dragon așa. Temple, Dragon, Dragon, Dragon. În fine, Dragon, 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 Dragon. Și așa l-am dat pe acolo, pe în interior și dacă mă băgasem în... Nu știu, care e aia de ți-i cheamă aici? Covenant of the Meek, cum ar veni din 2. E un Covenant care... Sumonează Blue Phantom. The Blues, zi The Blues, boss. Eram în The Blues. Și cu Elvis pe scenă și cântam. Bă, și la un moment dat mă invadează unul acolo, cu aia, deci n-a nici să rămână, nici futute în gură. Mamă, coboară pe scări, aruncă 3 bombe, trage 5 săgeți, aruncă un cuțit, dar la bro, eram acolo, bă, pula, noroc că m-au ratat toate. Bă, și cum, și cum vine băiatul ăla așa, numai spume pe mine, wow, sumonează un Blue pe mine. Stai, bă, și vine Blue. Bă, și era inert, deci ăla cred că era AFK sau ceva de genul ăsta. Mamă, și începe să sicare bucăți și era un mic din ăsta, hai că bără pe... Era un mic tunel... Distrugere! Gango, ceva ce mort era. Așa, da? Bă, și-l vără pe Blue ăla acolo, pe aia și între timp se mai sumonează un Blue. Și vine și Blue ălălalt, termină să fie AFK sau lag sau ce căcată, mm-hmm. Pe aia l-au făcut pe la pardaf în gangul ăla, deci l-au făcut în cură, în gură, în picior, în pulă, în cit. Și l-au bătut pe ăla, după aia a revenit pe Steam cu Spice. Cu ce pula mea, cu de ce folosesc cu ăla? Nu! Da, asta vroiam, dar nu aici. Știu, dar ai făcut să cobor direct. Aia, ce ancurile astea le căutam? Oare reușesc? Oare reușesc? Hai, că ar trebui să ai timp. Slavă fucking domnului. Trebuie să ai timp pentru că ai bastardita de sabie care dă mult. Trebuie să recunoști că ai descoperit. Bă, nu. Bă, nu, dar prefer mai mult Reach decât... Știu că are o problemă cu Reach, nu pot să neg asta, ai dreptate, știu și mine mă enervează uneori, dar dă atât de bine, știi? Nu mă deranjează dacă ratez cu 5 metri, mă deranjează când ratez 2 cm. Da, exact, știu, nu, ca, e, faptul că e curbat uneori parcă trece fix cum trebuie pe lângă, da, exact, știi? E misul ăla, știi, că mi-ai dat ăla două deasupra capului, hai că l-ai ratat. N-ai ce să mai faci? A, și aici sunt aia de coboară de pe scări, vezi cum urcă. Pe sistemul grid. Exact, ai fost acolo, ai mușcat? Nu, n-am mușcat încă căcatul. Ai ratat săgeata aia. Știi de fapt de ce suferă Dark Souls 3? Are prea multă bătaie. Nu, astfel încât să mai fie meaningful. Pentru că dacă tot mergi prin câmpuri... Într-un fel sau altul știu ce spui. Da, s-o spămat din asta. Nu, dar... Dacă e constant bătaie nu mai e specială, știi? Adică... Aici s-o spună ceva. Ăla-i nu, n-am negat. Îmi pare rău, dar nu. Da, mă, nu facem completion 100%. Choose your battles and... Choose your belt. Fight! Since you can't choose your family. Fight și tot. Asta vroiam. Păi n-am putut să ajung acolo. Ai putut să te complication cu sari, cu salt, cu puța acolo, dar trebuie să picăm pe marginea aia la altă ca să progresăm. Legiul ăla dinspre noi. Da, nu știam că trebuie să progresăm acolo. Adică e esențial progresului, da? Ți-am zis, aici să spunam, mă, era de fapt... Salut, băieți! Îmi pare rău că v-am rătat! Nu știu ce să zic! Nu, dar erau ăștia, Nicușor, hai să te omorăm! Și s-a dus la ovea, mă, hei, Nicușor, din nou! Focus la ovea! Nicușor, tu ți-ai bucat! Salut! Bună ziua și ție, domnul Fat Knight!
Bună ziua, frat, mai te aștept ca și când... Drun! Ember? Asta bădine și tu spui... Da, știu ce spui, stai alea. Bă, dar stai alea, cât e ceas? Oh. Ce, cât e? Am jucat. Oră, domnule, bă, dă-te și tu de aici, nu mă... Las corpul cu testa la telefon, cred că e de fapt fix o oră, că am început la 20 ceva. Perfect, suntem ca niște băieți la dragon. Așa. V-am pupat, trageți-vă un cui în pulă și... Lecția zilei. Da, lecția zilei, că trebuie să trageți un cui transversal în pulă, astfel încât cineva să poată să vină transversal cu pula și pe canalul lui și să vă andocați. Pa! Dacă băutura n-are gust taborală de oaie, nu-i băutură de bărbat. Băutură de bărbat. Ce doriți? Veciu! Culame ruginite!